Bună! Eu sunt un îngeraș care vorbește cu panda. Panda, ce faci? Da, eu sunt panda. Mie îmi plac banane. Nu sunt un panda obișnuit, că dacă aș fi atât, nu mi-ar place banane. Îngerașul a venit să-mi facă o vizită. Este rudă cu mine. Este verișoara mea. Bine. Am înțeles. Eu am venit aici cu alte scopuri. Doresc să-mi dai o petală de crin. Pentru că am nevoie de ea foarte mult. O să-ți cumpăr o bluziță, dacă poți să-mi faci rost de petale. Ce crezi? Ai putea? Oh, sigur că da. Mă știi pe mine. Eu când aud ceva de cumpărat, mă bag. De ce nu? Adică, uite-l în spatele meu. Ho, ho, ho. Am terminat. Acum cumpărăm bluza. Oh, nu, ai înțeles greșit. Eu mă refeream la crinii aceia albaștri. Sunt chiar foarte rari. Dar eu tot îți urez succes. Și, sincer, văd că tu nu ești bun. Adică tu vrei doar bluza aceea. Păi da, păi eu nu fac servicii. Și mai exact, unde ar trebui să mă duc să iau crinii aceia albaștri, dacă sunt foarte rari? Dă-mi un indiciu, o hartă e de ajuns. Ceva, o hartă pe o frunză ceva. Îmi ajunge și un melc după care să mă orientez. Nu! Îmi pare foarte rău, dar eu nu lucrez cu cineva care e laco. Dacă tu chiar dorești să ai o aventură, atunci acceptă din inimă, nu doar la suprafață. Și, cel puțin, tu niciodată nu te-ai oferit să faci ceva drăguț pentru cineva. Ce? Cum îți permiți să spui așa ceva despre mine? Eu sunt o persoană bună! Adică, tu vrei să spui că eu sunt așa de zgârcit încât nu fac nimic pentru nimeni? Ei, lasă! O să-ți pară rău! O să aduc într-un minut acea patală! Dar, dă-mi un indiciu! Aha, aha, bine, am înțeles! Uite această frunză. Te va ajuta, dar are câteva ghicitori. Trebuie să te descurci. Dacă nu, vei eșua și vei cădea în groapa morții. Bine. Hai că frunza asta e destul de ușoară. O să înțeleg. Lasă că mă descurc. Urcheu, dar ce crezi că eu nu-s descurcăret, că-s chiar așa de prost? Asta e specialitatea mea. O să-ți aduc asta într-un minut, și n-am să ieșuiesc. Niciodată n-am ieșuat. Am înțeles. Acum, eu îți ofer 2 zile. Pentru că atunci îmi trebuie petale. Dar dacă o aduci mai târziu, nu ți-a mai primit și toate eforturile tale sunt în zadar. Te rog frumos, nu dai. Acum trebuie să dispar. Pa!